prezența, stimați telespectatori. Au trecut multe luni când am mai călcat aici în biroul dumneavoastră, domnule președinte. De ce? Nu m-ați invitat? Să rămână dumneavoastră și bună seara telespectatorilor. Dumneavoastră, în primul rând, au trecut multe luni de când n-am mai fost aici, dar cu siguranță au fost destul de multe evenimente unde ne-am întâlnit. Și mi-a făcut plăcere și ați răspuns invitației noastre a Consiliului Județean Vrancea de a participa la și a mediatiza evenimentele pe care le-am organizat, fie prin Centrul Cultural Județean, fie prin Muzeul Vrancei și celelalte instituții, Biblioteca Județeană și, de ce nu, și Direcția Generală de Protecție a Copilului, la evenimente pe care Consiliul le-a susținut sau chiar le-a și organizat. Vreau să vă spun că, apropo de aceste evenimente, mi-a marcat sau m-a marcat pozitiv întâlnirea pe care am avut-o la Spulber. Acolo este o zonă superbă cu niște oameni excepționali care chiar fac ce trebuie să facă. Noi am mai discutat despre asta, mi-ar plăcea ca turismul vrâncean să fie la înalte cote, pentru că merităm așa ceva, să știți. Într-adevăr, când ziceți Spulber, să știți că trebuie să ne gândim la întregul județ. Vrancea în sine reprezintă... Vrancea pitorească, nu cel mai frumos județ din lume. Putem ne spune un colț de rai, pentru că, dacă uitați și la forma geografică, este sub formă de inimă. Deci e totuși ceva la mijloc, inima României, nu? Pe de altă parte, ce ați spus dumneavoastră la Spulber acolo, într-adevăr, este al doilea an când se organizează acel festival, unde putem lua contact direct, da? Fără mască, fără televizor, fără sticlă, fără telefon, putem lua contact direct cu produse naturale, cu tradiții specifice zonei de munte și, în principiu, a zonei Vrancea, zonei Moldova, prin costumele tradiționale pe care le observăm acolo, prin tiparele, fie că vorbim de cașcaval, fie vorbim de produse din carne, plăcintele, dacă bine ați văzut, și, bineînțeles, talentul copiilor și ale formațiilor care participă la acest festival. Toate aceste lucruri, îmbinate sub forma acestui tip de eveniment, să știți că ne bucură și faptul că există oameni care se ducă mai departe, pentru că aici putem recunoaște că avem o problemă cu dusul mai departe a tot ceea ce înseamnă patrimoniu, fie el cultural, fie el uman. Toate aceste lucruri, să știți că merită susținute și Consiliul Județean prin instituțiile subordonate, dar și prin finanțare, asigură, de fapt, continuitatea acestor activități. Să știți, deci a fost a doua ediție, da. Care a fost superioară primei și... Din ce în ce mai bine. Din ce în ce mai bine și, într-adevăr, faptul că primarul de acolo, domnul Vulcan. Sorin Vulcan, împreună cu Consiliul Local. Și Consiliul Local, cu toată lumea de acolo, își dorește foarte mult, deci toți își doresc foarte mult să se mențină tradițiile. Știți, apreciez... Pentru că asta e o nenorocire, faptul că noi ne pierdem tradițiile. E un atac la identitatea noastră. Vă rog. Dar îl apreciez pe Sorin, pe primarul nostru, și pentru faptul că participă, își face timp, pentru că trebuie să recunoaștem lucrurile acum, ați văzut cum sunt, își face timp și participă cu trupa de buciumași la toate activitățile județului, la toate evenimentele importante și pentru noi asta ne bucură. Și chiar am și cadou de la dumnealor de acolo, de la Spulber, un bucium mai mic în miniatură aici în birou, pe care îl țin și îl expun de fiecare dată când vine cineva, dar de unde? E de la noi. Noi avem acest lucru. Avem un wireless, un telefon wireless, e un bucium. Să știți că, și nu sună cu jale la Consiliul Județean Vrancea. Vreau să vă spun că am remarcat prezența domnului Vulcan și la toate... întrunirile sau cum se le numește, chiar nu ține cont de nici de culoare politică, nici de el, se duce peste tot, prezintă echipa de buciumași. Asta e un lucru foarte bun, să știți că până la urmă ei sunt acolo un nucleu care trebuie să-și dea mâna și să facă ce trebuie făcut ca să promovăm acest județ minunat pe care ne-l... Mai mult decât atât, țin să apreciez de asemenea implicarea comunei Spulber prin persoana domnului primar, dar și a comunei Nistorești, prin persoana domnului primar Teodor, pentru că au susținut inițiativa directorului Muzeului Vrancei și astăzi, când vorbim, suntem în situația în care avem reactivate în Muzeul Vrancei morile. Morile de altă dată nu mai sunt așa cum erau ele lăsate, cum a fost la vremea respectivă, mulți ani. Acum s-a refăcut sistemul de funcționare acestor tip de
moară foarte veche, cu apă, stilul cu apă, și avem posibilitatea să le arătăm celor de astăzi mașinile de spălat ale strămoșilor noștri, da, care da, erau da. Frumusețe, până la urmă, piese de o mare valoare. Și acești doi primari, prin comunitățile pe care le reprezintă, au pus la dispoziție atât tehnica, meșterul și materialul, ceea ce contează foarte mult. Ca și primarul de la Păunești, care da. cultivă, care întreține da. Acele fântâni. Așa multe, da, e o alee da, întreagă da. Cu fântâni, care au reprezentative pentru... Fiecare localitate are specificul ei. Așa cum este o familie cu care dă mai târziu poate un doctor, un chirurg, un profesor sau un mecanic foarte bun sau ceva de renume, familia de-a lungul timpului, așa și fiecare sat, fiecare comună, fiecare oraș, municipiu, dă ceva comunității. Fie că vorbim de partea umană, adică de specialiști, fie că vorbim de zone care pot fi integrate și acum chiar insistăm pe acest lucru în strategia de dezvoltare a acestui județ, am cuprins fie că vorbim de biserici, monument, fie că vorbim de aceste zone cum este locul cu fântânile care sunt... vă spun sincer, cred că printre puținele din țară. Deci nu cred că mai recunosc că nu știu exact, dar... Așa, da, da. Toate celelalte, că vorbim de Bârsești, unde avem povești la fiecare metru pătrat, că vorbim de partea Vidra sau alte localități, fiecare localitate iese cu ceva și asta arată că aici, județul acesta, Vrancea, nu zic eu degeaba că este alintat de Dumnezeu. Pe de altă parte, tot aici au fost și acele lupte crâncene care, în urma cărora, dacă nu erau ai noștri, și ai noștri mă refer la români, la popor, astăzi eram într-o situație nefericită, nu mai vorbeam noi limba română, ceea ce pentru mine înseamnă recunoștință extrem de mare pentru cei care au fost. Ar trebui să se cultive și să apreciem mai mult, să apreciem mai mult, să știți, să nu mai trecem pe lângă monumente doar așa că ne-a arătat Waze-ul sau GPS-ul. Să ne gândim când ne oprim pe lângă un mausoleu și slavă Domnului Vrancea are 4, dacă uiți pe unul, sigur îl găsești pe al 4-lea, fiecare mausoleu cu istoria lui, gândiți-vă câți oameni, vorbim de oameni, de ființe, care, așa și, ca și noi, da, cu probleme, cu, vă dați seama ce greutăți aveau, toate acestea și-au lăsat tot deoparte și au ieșit la luptă, au mers pe front, unii nu s-au mai întors, alții au rămas doar niște nume și uite că astăzi suntem în situația în care vorbim de o țară în Uniunea Europeană, în NATO, cu câțiva kilometri până la un război care, sincer, chiar dacă pare că este libertate totală și pace peste tot, nu este așa. Acest război influențează sub o formă sau alta în toate domeniile. Bineînțeles, știți, mă gândeam la Coșbuc acum când ați spus de oamenii aia care chiar s-au dus cu tot sufletul. Au crezut în toți popor. Toți cei în cale ne întrebau de mergem la vreo nuntă, noi răspundeam în hohot, ba, zburăm la luptă cruntă. Așa se gândea atunci, să știți. Așa da. Se gândea atunci. Că spunea să nu vreau să fiu acum lacrimogenă și... Dar lumea așa gândea, se cultiva da. Patriotismul la oameni, să știți. Așa este. Se cultiva în școală. Vedeți, dumneavoastră, se cultiva în școală și respectul față de istorie era mult mai... Eu mă refer la perioada interbelică. Da, sigur că da. Partea sigur comunistă, da. Cu, din păcate, a stricat foarte mult și a deformat da, anumite da, caractere, da. Inclusiv ștergând pagini întregi din istorie sau schimbând numele celor care cu adevărat au făcut România Mare în alte nume. În fine, toate astea trebuie să ne fie învățătură de minte, că se întâmplă și aceste lucruri în evoluția unei generații, unei națiuni, dar vă spun sincer că observ totuși că România, chiar după 33 de ani de la Revoluție, pot să spun că începe să acorde mai multă atenție partea de sănătate, partea de educație, și, într-adevăr, de infrastructură. Știu că dumneavoastră trăiți zi de zi în vă dați seama, în agora noastră de aici, dar să știți că observ, și aici îi rog și pe telespectatori sau cei care ne urmăresc, să se gândească puțin inclusiv la ei. Da? Să ne gândim cum eram acum 10 ani. Știu că foarte mulți spun la momentul acesta, da, și care e problema? Că am evoluat noi. Nu e adevărat. Nu spunem noi am evoluat într-un ritm care este, într-adevăr,
monitorizat, coordonat în aceste structuri din care facem parte. Faptul că nu reacționăm ca lideri sau ca instituții așa cum ar trebui, pentru că, să știți, pârghii există. Avem și lege, avem unde lege nu-i tocmeală, avem nu? Avem și lege, dar nu prea dar, avem lideri de adevăratele. Hai să fim cinstiți. Uitați-vă, veneam acum la dumneavoastră. Liderii nu se nasc toți odată. Mă provocați, domnule președinte, când veneam acum spre dumneavoastră, venea o fetiță de la școală, elevă, 14, 15, 16 ani, avea blugii rupți, ca de la școală venea, ca Oana Zăvoranu, rupți, tare, și te duci la școală așa, și că nu contează, cum să nu conteze? Păi, respectul față de școală, față, cum da? Să nu conteze? Aici sunt mai multe, cum să spun, mai mulți factori care au dus sunt? La tăierea blugilor, numai cât a zis numele personajului, da? N-am zis numele niciunui personaj. A zis Oana Zăvoran, e de fapt... Da. Nu-i personalitate, este un personaj. Știți că de multe ori folosim cuvântul personaj greșit. Dar acest personaj a fost creat de opinia publică, prin larghețea aceasta. De ce a ajuns opinia publică să gândească așa? Lipsa de contrareacție, fie că vorbim de profesori, care uneori n-am nicio... Sunteți profesori, n-am nimic cum vorbiți. Cu suplinitorii, să nu fie înțeles greșit, dar nu poți să lași un copil care a terminat liceul să fie suplinitor. Și fără supărare, nu are, nu, trebuie să eliminăm astfel de cazuri, cu tot riscul, deci dar nu există. Aici e problema. Păi dar vedeți? Cu toate acestea, dacă observați, s-a investit și în partea aceasta de educație și vă spun, pe județul Vrancea avem, cu o singură excepție, este o localitate care nu a obținut finanțare pe dotări, mobilier și tot ce înseamnă tehnică, județul Vrancea are foarte mulți bani alocați pentru aceste dotări pe Programul Național de Reziliență și Redresare. Mai mult, suntem în situația în care am semnat contractul pentru microbuze electrice, tot pe Programul Național de Redresare și Reziliență, 24 de microbuze și două au venit pentru școli, da. Și două au venit prin Ministerul Dezvoltării Lucrurilor Publice. Se încearcă și folosirea și, bineînțeles, conectivitatea aceasta la partea electrică. Trebuie să recunoaștem că ne vom duce pe un consum redus de combustibil și cât mai mult acces, da, pe curent electric. Toate aceste lucruri, că vorbim de sistem de iluminat public inteligent, tot pe sistemul acesta, iată că sunt investiții foarte mari. Mai avem la inițiativa unui consilier USR, avem și dotările în cadrul județului Vrancea, tuturor școlilor cu tablă interactivă, contează foarte mult. Foarte mult contează, să știți. Contează foarte mult. Mai avem programele pe Compania Națională de Investiții, unde s-au construit săli de sport, unde s-au construit cămine culturale, s-au reabilitat școli, grădinițe și dispensare, foarte important. Toate aceste lucruri se văd. Deci nu mai suntem în situația în care se spune, domnule, nu s-a investit nimic în educație. Dar nu fals. Spune nimeni sunt că nu bani. S-a investit mult în educație, dar eu vorbesc despre educație. Partea care... tehnică, da. Partea profesională aici, s-a investit și aici, dar nu atât de mult poate, sau încă nu se văd efectele, în sensul în care să avem posibilitatea unor profesori care să, știți cum este, pe lângă da. Faptul că are știință, să-i și placă să împărtășească știința acumulată. Și aici permiteți-mi să salut și să felicit pe doamna profesor Ana Maria Rusu, sau să nu greșesc, da? Care este acum selectată în topul celor 50 de profesori din cei mai buni profesori din lume. Asta contează foarte mult, că iată, nu vorbim de orașe, de metropole, vorbim de Vrancea, vorbim de Focșani, unde se face educație, unde sunt profesori dedicați. Și trebuie cât mai mult susținuți în astfel de evenimente, de aceea Consiliul Județean anul acesta, pe legea 350 pentru tineri, activități dedicate sportului, muzicii, concursurilor de științe exacte, teatru, toate aceste activități pot fi sponsorizate de către Consiliul, susținute de către Consiliul Județean. Anul acesta am alocat suma de 2 milioane de lei și iată că sunt evenimente la nivelul județului care arată că aici poate fi capitala culturală pentru două zile, trei zile, mă refer la Classic for Teens, la Federația de Tenis, Federația de Fotbal, Federația de Biciclism, acum teatru, care... Acum o și nu mai spun și de trupa, trupa Prota, de la Panciu, care pentru trei zile sau cinci zile, nu mai știu exact, a organizat, a făcut din Focșani o capitală a
spectacolului, al teatrului, mari artiști care vin aici la Focșani, în Vrancea, pentru a susține aceste evenimente și ideea care este să încurajăm spiritul, dorința de a, fie de a ști muzică, că vorbim de muzică clasică, că vorbim de teatru, că vorbim de deprinderi dintre acestea foarte importante în viața de zi cu zi, sporturi, toate aceste lucruri trebuie încurajate. Nu putem să facem numai apă, stradă și canal. Sigur. Și să nu avem grijă de cei care trec pe aceste lucruri, care consumă apa, care folosesc drumul. Aici trebuie să fim foarte atenți. A fost festivalul Enescu, da? Da. Și mă uitam într-o seară la sala Palatului, sala arhiplină, Filarmonica de la Tel Aviv, care este excepțională. A fost a lui Mehta. Acum Mehta e și la pensie. Ați fost acolo? Ați vizitat-o? Da. După partea, dirijorul la fel. Vă spun, mă uitam așa, nu-mi venea să cred. Mm-hmm. Fiecare violonist, da, fiecare instrumentist era el însuși un mare talent. După partea întâia din Sinfonia a treia de Brahms, niște din sală, s-a întors dirijorul și a făcut așa, adică nu s-a terminat. Și mi-a fost rușine, am zis, iar o să zic ăștia, ne-am dus la maneliști ăia din România. Mm. Eu asta încerc să fac cu copiii mei cultură, la școală, educație. Să le spun. Foarte frumos. Asta e și interesul, să știți. Dar știți că cineva mi-a replicat că, hai mă, eu credeam că la muzică nu trebuie să mai și învețe copilul meu. Păi, vai de mine. Hmm? Păi gândiți-vă, muzica, domnule, este matematică curată, în primul rând. Am o emisiune cu Solomon Marcus, am mai multe, exact. Dar într-una din ele mi-a spus, știți că eu coordonez lucrurile de doctorat ale studenților de la conservator, pentru că între muzică și așa mai departe. Da. A rămas bușbe, cum să fiu snoabă, când mi-a zis că nu știam că trebuie să învețe, că credeam că numai trebuie să cânte. Hmm? Da, vedeți, a învățat cu dublu sens. Învăț eu sau învăț pe cineva, depinde cum, care este sensul, dar una peste alta insist foarte mult, trebuie să fim mult mai aplicați și mai aplicați pe partea de educație. Eu vă spun că lucrurile acestea care se întâmplă acum, cu tot felul de afirmații care uneori sunt și greșit exprimate, sunt greșit utilizate, fără cu un nonsens de ăsta evident, și cu toate astea devin niște teoreme, dacă stai să te gândești. Aici avem o mare problemă și chiar insist și față de părinți sau de elevi, să fim mai atenți la educație. Ne trebuie. Nu va fi niciodată cineva care stea de mână să-ți arate universul. Ori îl vezi tu și îți cauți locul, ori dacă nu rămâi așa cum nu ar trebui. Am asistat la o scenă foarte neplăcută. O doamnă directoare de școală a vorbit în Consiliul de Administrație cu colegii să găsească pentru copiii din școala respectivă o anumită ținută, ca să poată... Mm-hmm. O colegă a spus categoric nu, să vină cum vor. Să nu-i constrângem. Păi dacă, să nu-i constrângem. Păi nu se poate... Pentru că noi nu știm ce înseamnă sau nu înțelegem sau nu ni se explică, vedeți ce spunea dumneavoastră, că dacă pe un copil îl înveți la timp să se șteargă la gură, să țină fârculița în mâna care trebuie, să vorbească atunci când trebuie, să folosească corpul așa cum trebuie, adică când e de auzit să auzi, când e de văzut, de vorbit, de mirosit, nu? Și de pipăit. Toate aceste senzații, dacă știi să le gestionezi, poți să faci niște enunțuri corecte. Ce spuneți dumneavoastră? Într-adevăr aveți dreptate și din păcate nu mai avem acele modele care trebuie urmate. De ce? Fie s-au dus de-a lungul timpului și nu au reușit să creeze un adevărat tipar, fie grija aceasta a zilei de mâine și totuși avem și în nația noastră, adică în firea noastră, un pesimism care este dus la extrem. Nimic nu-i bun, ce vorbeam și înainte. Toată lumea fură, toți sunt răi, deci noi generalizăm, neînțelegând că prin generalizare, logic vorbind, te acuz și pe tine, tu ăla care vorbești. Când spui că toată lumea fură, gândiți-vă la chestia. Mie mi se întâmplă, fiind în lumea asta a politicii, tot timpul, lasă-mă că ăștia fură. Ce-i drept? Apar și exemple foarte triste, care, într-adevăr, în loc să te ducă mai departe, te țin pe loc sau chiar te dau înapoi. Pentru că e vorba de autoritate. Un stat democratic rezistă atâta timp cât există autoritate. Și trebuie să recunosc, să vă dau dreptate, că și când ai lideri cu autoritate. Dacă liderii sunt schimbați mereu, dacă liderii sunt atacați din momentul în care sunt puși în funcție și atacăm pe principiu nimic nu face bine, nimic nu-i bine, nu știe să facă,
atunci avem o mare problemă. Dar și unii lideri ajung lideri, nu da, știu vedeți, cum. Vedeți, unii, asta unii, vorbim unii, cu unii. Vorbesc cu unii, n-am spus că toți da, sunt. Da. Sunt foarte mulți oameni de calitate, cărora le șterg cartea de vizită, acești lideri puși, unii dintre liderii care să au fost mare... cu semne de întrebare. Dar apropo de ce spuneați, că părintele acasă, Spencer, știți ce spune pe copil dacă îl bați? Îl înveți să bată, dacă îl înjure, îl înveți să înjure și așa mai departe. Deci copilul vede în casă da, ce are de văzut și pleacă în lume cu cele învățate acasă. Știți cum este? Tabula rasa copilul. Sigur? Sau se mai spune că este ca buretele, absorbe tot. Absorbe până tot. Și mirosurile urâte. Da. Păi spuneați de școli, sigur, eu sunt în măsură să girez și ați spus, pentru că am fost și am văzut multe s-a investit, școli. S-au investit sume uriașe. Pot să le enumăr. Am fost acum 2 săptămâni la Slobozia Bradului, unde s-a făcut o școală foarte frumoasă. Da. Tot o școală frumoasă este și, mai este și în Slobozia Bradului, care era la Cornetu, cu 1000 și ceva de elevi. Am făcut o emisiune cu primarul Sihla, de acolo. Am făcut o emisiune cu primarul de acolo și spunea că vrea să facă liceu și într-adevăr da, numărul de copii. Da. Da, și a spus că dumneavoastră îl girați pentru. Da, este localitatea cu cel mai mare număr de copii. Da. Are 1900 de elevi, 1900. Și scuzați-mă. Rog. În urma recensământului, vreau să vă dau exemplu că ultimele 3 localități ca număr sunt așa. Avem Boghești, Spulber și Bârsești. Și Bârsești, da. Sunt localități extrem de mici, care la toate 3 însumează undeva la 3.000 de locuitori. Și în Slobozia Bradului avem 1.900 elevi. O să vadă telespectatorii emisiunea că am, deci am vor fi discrepanțe elevi, foarte mari. Și copii foarte buni, când plecam de acolo, la un moment dat a apărut un băiat la vreo 16-17 ani, blonduț așa, și eu am oprit mașina să filmez și spun, te duci, ești elev? Da. Unde? Ești la liceu? Da. Ești rom? Da. Și unde te duci? La Păușan? Nu, la Râmnicu Sărat. Și mergi la școală mai departe? Da, familia mea vrea să... Deci oamenii vor să-i dea pe copii la școală. Ar fi foarte bine... Bine, și statul a insistat pe acest principiu și Ministerul Educației susține anumite programe de, cum să vă spun, de atragere da, a copilului. Sigur că... Și să știți că este foarte greu, dar în același timp foarte util să dai masa caldă, da? Pentru că laptele și cornul. Laptele și cornul foarte bine. Care nu se mai dă, văd, și din păcate rău. Și aici se va da. Problema este de întârziere, pentru că aici e durerea mea mare și în calitate de președinte al Consiliului Județean mă confrunt aproape zilnic, aș putea spune, cu aceste modificări legislative. Uneori stau și mă gândesc, parcă zici că am plecat în concediu sau am fost în altă țară de pe o zi pe alta, pentru că, ce să vezi, astăzi stabilim, am exemplu cel mai nefericit cu Vrancea Curată, mă refer la sistemul de colectare, transport și gestionarea rampei de gunoi. Vreau să vă spun că din 2021 noi am închis proiectul, de când am preluat mandatul am închis proiectul, dar urmează ca eficientizare și obiectiv final să și funcționeze. Suntem în 2023, abia am reușit după 2 ani, să terminăm licitația și să desenăm câștigătorul pentru cel care va prelua rampa, adică va gestiona rampa de la Haret. Și de ce așa de multă durată? Pentru că fie au fost contestații, dar cel mai rău a fost că până am terminat cu licitația și acum suntem cu următoarea licitație pentru transport, unde aici avem cele mai mari probleme, apar modificări legislative. Numai anul acesta, deci în octombrie anul trecut, a fost modificare legislativă, a trebuit să refacem caietul de sarcini, documentația. În martie sau mai anul acesta, iar a trebuit să refacem. Și refacerea asta înseamnă că este trecută prin fiecare HCL, adică prin fiecare Consiliu Local, și sunt 73 în total, trebuie să treci aceste documentații, aceste schimbări. Toate astea fac ca timpul să treacă în defavoarea noastră și în același timp, iată, sunt întârzieri care... sunt greu de înțeles, pentru că n-ai cum, spune, domnule, dacă vorbim din 2009 a început proiectul și acum suntem în 2023, ce s-a întâmplat? Da, ce s-a întâmplat? Sunt mai mulți factori, într-adevăr au mai fost și situații în care s-a tergiversat mult prea mult, dar la momentul acesta vă spun că suntem în situația în care jumătate din acest proiect este funcțional în sensul în care va fi preluat această rampă de gunoi și nu vor mai duce OAT-urile prin alte județe, ci totul va fi centralizat la Vrancea. Dar, ca să vedeți ce înseamnă, au fost luate utilaje care erau obligatorii, mă refer la mașini, la chestii de genul acesta,
care acum, pentru că au trecut atâția ani și s-a schimbat legislația, nu mai fac față cerințelor de acum. Trebuie totul să fie selectiv, adică nu te duci cu toate buruienile și toate deșeurile din județ acolo direct. Nu, trebuie să le faci tu selectiv din UAT și să pleci pe fiecare categorie. Într-o normalitate, așa trebuie să fie. Da, adică nu te duci cu sacoșa. Va fi și la noi în Franța. Eu vă asigur că dacă avem răbdare și oamenii au răbdare, problema noastră este să fim și noi la limita, să nu fim la limita răbdării, știți cum e, să fim la limita excelenței, în așa fel încât să punem în funcțiune aceste programe. Dar revin, bani sunt, proiecte foarte importante sunt, da, sunt, și aici nu vreau să, eu de regulă dacă mă lăsați să vorbesc, ați văzut, dar acum sunt și în situația în care pot să spun foarte multe lucruri care s-au făcut sau care sunt în implementare. Da, dacă îmi permiteți, vreau să vă permit, cum să rog, cu mare drag. Nu, cu școlile, da, că ați pomenit numai două, dar eu vreau, Sihlea, o școală nouă, superbă, dar mergem la nu la Boiana Cristei, la Gura Caliției, superbă, da. O școală ca o universitate la Cotești, o știți școala de la Cotești, ați fost? N-am fost. Excepțională. Eu dar am fost, acolo, exemplu, am avut impresia că sunt la o școală din Occident, la școală de aia de adevărat. Haideți să mergem la Odobești. La Odobești, da. Când vreodată s-a mai construit după Revoluție corp nou de clădire, de la zero, da? Da, la lucrurile acestea contează. Nu mai zic de Focșani. Acum trebuie să recunoaștem. S-a investit foarte mult în educație în municipiul Focșani. Aproape toate școlile, din ce știu, fie sunt finalizate, fie sunt în... Așa, da? Este. Și este o reabilitare cu dotare, cu eficiență energetică, contează foarte mult la costuri, pentru că noi trebuie ca administrație, fie publică, fie locală sau județeană, trebuie să eliminăm, să diminuăm cheltuielile. Trebuie să fim serioși la chestia aceasta, chiar dacă unii spun, doamne, că nu o să reușim. Ba da, dacă îți calculezi care sunt cele mai mari, iluminatul, termicul, da, încălzirea, și aici la Focșani e o problemă, că într-adevăr trebuie găsit o soluție și va fi găsită, în așa fel încât să ajungi măcar la linie, adică ce consumi, să ai bani să-i plătești. Sigur, că altfel ajungem în... De altă parte sunt și cheltuielile acestea care sunt uriașe pentru suportabilitatea financiară a unui UAT, chiar cum este el Vrancea, mă refer aici la centrele sociale, la DGASPC-uri. Adică cerem foarte multe lucruri și corect, poate până la un anumit punct, să fie tot felul de condiții. Corect, înțeleg. Pe de altă parte, personalul din cadrul acestui sistem, dacă vă spun că un psiholog ia 3.000 de lei în mână și vorbim de psiholog, și așa ce responsabilitate? Puțin. Da, doamnă. Așa de puțin? Da, doamnă. Da. Un psiholog la centru, la DGASPC, nu ia mai mult de... Deci la sume de genul acesta. Și nici ceilalți, că vorbim de șef sau alte structuri, nu sar de suta de milioane sau cum își imaginează alții. Lucrurile acestea pun în pericol la un moment dat și funcționarea sistemului, pentru că îți pleacă. Avem și noi situații când pleacă și nu mai ai cum să-l înlocuiești. Da? Să plece, iar gândiți-vă că nu e ca la o firmă, a plecat psihologul, că asta e. Nu, la noi îți rămân beneficiarii care rămân descoperiți. La noi așteaptă să-i fie rău sau eu știu să aibă nevoie de un sfat până angajăm noi altă psiholog. Și lucrurile astea, v-am dat un exemplu minor. Cum vedeți discrepanțele astea de salarii, domnule președinte? Că aici la salarii, într-adevăr, trebuie o discuție serioasă. Cum trebuie discuția a fost serioasă și despre celelalte. Depinde cine spune că a fost serioasă. Ea a fost serioasă, dar noi trăim într-o țară a numerelor de înregistrare și a excepțiilor. Peste tot sunt excepții. O să observați, dacă se poate, acele excepții sunt la limita discriminării. Adică pe o categorie o pui la treabă, să zicem, fie că o impozitezi, pe altă categorie nu o exceptezi. Nu zice nimeni de bătrân și de copil. Sunt de acord întru totul că aceste două segmente sunt neputincioase, nu pot să se apere. Da? Și atunci trebuie să găsești soluții. Pe de altă parte, și aici poate nu o să fiu în acord așa cu toți, lăsând deoparte politica, lăsând deoparte tot ce înseamnă fonduri, dacă România, prin lideri, prin tot ceea ce înseamnă echipa care va urma, că asta e viața, oamenii vin și trec, nu își asumă o reformă administrativă serioasă, în sensul în care să eliminăm toată această risipă. Eu recunosc în calitate de președinte al Consiliului Județean că este și risipă. Pentru că aceste UAT-uri, aceste comunități sunt în situația în care dacă mergem an de an să ne facem bugetul ținând cont de rectificarea din septembrie, care iată nu mai vine, că sunt probleme și apare poate în octombrie,
Nu putem discuta despre un stat care să funcționeze independent. Se sufocă. Și atunci, toți liderii, că vorbim de culori, adică toți oamenii ăștia politici, care într-un fel sau altul conduc România prin funcțiile pe care le au, trebuie să ne consulte în primul rând, să avem discuții serioase cu toate categoriile implicate și să ne gândim ce facem cu această țară peste 10 ani. Eu vă spun, dacă... Peste 10 ani, peste 2 ani, ce facem cu această țară? Nu. Ce facem bine. Acum cu această țară? Este vorba despre suportabilitate și sustenabilitate. Uitați-vă la francezi, că și-au dat seama că sistemul lor de pensii nu mai acoperă peste 10 ani. Și ce au făcut? Au mărit vârsta de pensionare. Nu vreau să ajungem la situația asta. Adică o să fie situația în care UAT-uri întregi se vor închide efectiv, da? Pentru că nu sunt bani. Nu așa merge treaba. Adică trebuie o reformă gândită foarte bine, lăsând orgoliul deoparte, ținând cont de tradițiile, caracteristicile acestui popor și mers nu tăiat, ci adunat. Pentru că lumea greșit spune că stai, rămâi fără nu știu ce oraș sau... Nu! Aduni! Pentru principiul concentrării. Dacă suntem doar așa că hai să existăm, să facem față, atunci vom avea o mare problemă. Repet, nu într-un an, doi. Ne vom mai chinui până ne sufocăm. În 10 ani, la momentul acesta, dacă mergem pe aceeași reformă administrativă din 1968 cu aceleași instituții care sunt mamut, sunt mastodonți, da? Vom avea marea surpriză să nu mai putem funcționa. Nu vreau să dezvolt prea tare subiectul, care însemna că sunt rea și realitate. Nu vreau să fiu rea, mie îmi place să spun lucruri plăcute, nu vreau... Asta nu înseamnă că sunt eu rău. Dumneavoastră sunteți președinte de Consiliu. Confruntându-mă cu toate situațiile acestea, cu relațiile astea instituționale care pun în pericol de multe ori proiecte, ne înțelege, suntem în situația în care facem un proiect european și ce să vezi, nu era cuvântul respectiv în lege, în așa fel încât UAT-urile nu se pot împrumuta pentru a susține cofinanțarea. Deci, vă dați seama în ce situație poți intra. Domnul președinte, una și una fac două. Au fost puse și la peste tot, au fost puși oameni pe bază de lipit afișe, pe bază că m-a ajutat în campanie, oameni care nu știu nimic și oameni de foarte bună calitate care au stat deoparte, n-au loc nicăieri. Trebuie să recunoașteți lucrul ăsta. Sunt și oameni care sunt de bună calitate și nu se implică. Tot pe principiu, nu se implică, să nu deranjez pe ăla sau nu mă interesează, nu vreau să intru în conflict. Cred că a venit momentul să ne implicăm, dar nu la stilul populist. Nu la stilul populist, la stilul obiectiv. Și dacă fiecare... Aș fi vrut și o să văd pe cineva când vine la putere, cum se spune, așa că mă enervează chestia asta, am venit la putere. Bun, să-l văd pe unul, că spune, ia, dă-mă listă cu toți ăștia care sunt directori, colo. E bun ăsta? Da, e foarte bun. Este... Pe cine spune, da, e de culoarea mea? Nu-i nimic, e bun, da, lasă-l acolo dacă e bun. Vedeți, vorbim de evaluare. Vorbim de evaluare. Aici e o mare problemă, că nouă ne place să spunem, domnule, dacă e bun, să rămână. Cine stabilește dacă e bun? Trebuie tot oameni cu experiență. Dar dacă ajungi să fie evaluat de oameni care pur și simplu au fost printr-o conjunctură politică, au ajuns să decidă viitorul unei comunități sau a unui om de carieră, aici avem o problemă. Păi de asta spun, reforma administrativă trebuie să fie... Să o facă oameni de calitate, oameni care știu despre ce e vorba, nu putem să exact. Care... Nu putem să rămânem pe o reformă din 1968, tot respectul pentru ce au făcut oamenii atunci. Dar ce fel erau timpurile acelea? Era partidul stat, toată lumea se subordona. Acum vorbim de libertate, vorbim de exprimare, de meritocrație, toate lucrurile de acestea droguri, nu le... De alte chestii ați deschis vorbim, un subiect foarte important. Aș vrea să spun chestia asta cu reforma. Pe de altă parte, ați ridicat ceva extrem de important, drogurile. Să nu ne facem că există așa doar la americani sau la alte popoare, la noi nu. Ba da, există. Există acest fenomen care a luat amploare uriașă. Iată, un prim, să zicem, semnal este lipsa educației în acest sens. Facem mult prea puțin pentru a conștientiza. Pe de altă parte, și nu mă refer aici să mergem prin toate școlile să le spunem, băi, nu consuma. Așa cum există toate aceste platforme media, de aici pornește totul, sau 90% din influență pornește de la social media, adică platformele acestea, care încurajează, sunt mesaje induse fără să-ți spună să consumi. Dar ți arată cum unul nu știu ce apreciază, cum fumul sare, cum nu știu ce minune ai spus dacă consumi și așa mai departe. Toate aceste lucruri
sunt sau ar trebui monitorizate și foarte bine gestionate în punct de, din punct de vedere al transmiterii lor ca informații. Nu putem sta ca un stat așa frumos, avem nu știu câți copii și să vedem copiii noștri merg la școală. Până la școală pot vedea tot felul de minuni. Aici intervine părintele, care trebuie să aibă mult mai multă atenție, dar și statul. Prin tot ce înseamnă autorități, prin tot ce înseamnă campanii de informare, prin atacurile acestea cibernetice, cum vrem noi să le spunem, noi nu pregătim la momentul acesta poporul ăsta de copii, că e un popor până la urmă, gândiți-vă că ei sunt noi de astăzi. Ei, cei de mâine, suntem noi de astăzi. Da? Și dacă noi nu-i pregătim, să ne mirăm că va fi ceva obișnuință. Domnule președinte, școala este locul în care, vă rog... Chiar astăzi am aprobat în Consiliul Județean transferul, protocolul cu Inspectoratul de Poliție Județean, tocmai pentru achiziționarea a două drag test, în așa fel încât să-i ajutăm pe cei de la poliție în demersul lor de a identifica cât mai rapid, că și aici e o problemă. Dacă tu n-ai aparatura necesară, trece la pe lângă tine. Ce aud și văd din statistici și mă înfricoșează, aș putea spune, este că numărul celor depistați pozitiv în trafic este mai mare decât numărul celor cu alcool. Ajungem să ne pară rău că ai noștri nu consumă alcool și consumă droguri. Nu se poate, trebuie să oprim și aici fac apel către toate instituțiile statului, că sunt suficient de multe. Dar ar trebui mai multă atenție la organigrama antidrog, unde, din păcate, nu vreau să spun câți oameni sunt pentru această chestie, care este un fenomen la nivel național, și chiar mondial, da? Și noi stăm cu structuri de prin anii 90. Ca să spunem realitatea. Nu poți să mergi cu aceeași... Cum să vă spun eu? Merg cu cartea, cu abecedarul din 1990, acum, cu tot ce înseamnă tactil și tot ce înseamnă aparatură. Cam așa suntem noi, ca instituții. Suntem undeva în urmă, o parte dintre instituții. Oamenii care intră în acele instituții n-au măsurile necesare și suntem într-o situație în care eu trăiesc cu buletinul de astăzi într-o structură militarizată, să zicem, din 90. Ai cum să faci progres. Bineînțeles, nu vreau să uit școala de la Tulnici, care este superbă și nouă. Și superbă, da. Bun, da. Apropo de ce spunea, sigur că da. Domnule președinte, școala este locul în care... perioada în care de, cu adevărat este format un tânăr. Să nu uităm și ajudul, îmi pare rău. Și ajudul, cumva... dar sunt multe, ar trebui să le pomenim pe toate. Că toate sunt au investiții în partea de educație. Toate. Sunt, bineînțeles. Dar aș vrea, eu, așa că eu n-am copii și îmi pare rău că n-am, dar poate mai bine că mi-ar fi fost foarte frică. Eu zic că aveți copii, aveți suficient de mulți, mai ales toate generațiile care v-au trecut prin mă rog. Da, dacă ar avea grade de comparație cu cuvântul părintele, dumneavoastră ați fi la absolut. Adică așa, mulțumesc, sunt convins. Președinte. Nu, vreau să spun acum, vorbesc serios. Da. Și eu. Vă mulțumesc, școala trebuie să fie, școala, puțin nu să fie drastică, să vină omul cu frică. Disciplină, da, disciplină. Trebuie disciplină, trebuie punctualitate, trebuie seriozitate. Nu stai și te tocmești cu elevul. Haideți, doamnă, înstricați media, puneți-mi nouă, că... Dacă e educat, vă zice așa, dacă este într-o normalitate, zice... Da, dar nu vedeți, au ajuns să fie bătuți profesori și vin părinții să facă scandal că de ce a stricat media și... Profesorii ca profesorii, dar au ajuns polițiștii în poliție să fie... Să fie bătuți pe... Și tot din cauza aceasta înțelegerii, cum să spun, total eronată, a ceea ce înseamnă legea. Adică, uitați-vă ce s-a întâmplat la Constanța cu acele certuri și scene de violență pe plajă și toate chestiile acestea. Da, da. Și ajunseseră polițiștii să se teamă pentru siguranța lor, pentru viața lor, pentru că niște nebuni, că n-ai cum să le spui altfel, au înțeles că ei trebuie să-și facă dreptate, dar nu știm pentru ce, dar pur și simplu să-și facă simțită prezența cu pumn și cu palme. Păi, vorbim cu mare problemă. Băiat, unui polițist, că eu am spus să nu se facă polițist. El nu știe că eu nu dorm noaptea când este în misiune. Că bine, poate așa zice și mama cineva. Boxerului, așa zice și mama... Da, domnul președinte, dar într-adevăr nu mai e respectul la față de instituția ca atare. Hai să fim sinceri. Suntem într-un deficit, că tot ne place cu deficitul. Eu vă spun că suntem într-un deficit care pune în pericol bugetul emoțiilor așa poporului este, nostru. Așa da? Este, adică este. Rămâi fără cuvinte, rămâi fără explicații de multe ori de ce, sau se întâmplă situații de genul când partea aceasta
a instituțiilor statului abilitate să stabilească ordinea, să te trezești că au niște reacții total nefericite. Îl prinzi că fură și tu îi dai drumul. Ați văzut. Da? Și a doua seară sparge casa. Avem niște cazuri de genul acesta. Sau chestia aia cu chestia, povestea aia, nu-i poveste, nenorocirea aia care a fost acum câțiva ani la Craiova sau unde, cu fetele alea care au fost omorâte în casă și nu s-a luat nicio măsură. Nu știu cum se numea, știți despre ce-i vorba. Fetele alea dispărute au dat telefon la... A, Caracalul, la Caracal. Da. Păi da. Se poate, nu mă duc că nu s-a făcut 6 dimineața, te anunță fata că sunt, mă omoară în casă. Dar tot nu... pe, de frica aceasta de a intra de frica, într-o frică, procedură total, dar trebuie să... E vorba de viață și de moarte. Da. Dacă ți-e frică, stai acasă, fă-te, eu știu, hairstylist. Dacă nu mai sunt excepții, dacă nu mai sunt excepții și când ți-a zis polițistul sau, eu știu, militarul, ți-a zis jos, mâinile pe masă sau pe mașină, că tot ne place să ne uităm la filme de astea americane, ați văzut, în momentul când ți-a zis, poți să fii tu marele profesor sau marele primar sau mare ce ai fi tu acolo. Dacă te-a oprit poliția și ți-a zis, culcat, stai. Nu, te-am pușcat. Când bine, va fi nu și... te-am pus, te ferească Dumnezeu. Nu, dar nu te omoară. A, așa, cu de la... Te cauciuc. Electrocutează, eu știu ce se face, dar există și... Păi dacă tu reacționezi, tu față de stat reacționezi, față de ordinea publică, tu reacționezi, care-i păi semnalul? De ce s-a ajuns aici că doar... Și vă spun eu că nimeni nu mai mișcă după aceea. Să știți că lumea avea frică de... Nu frică, dar frica, oricum față de miliție. Da, da, măsurile au fost duse la extrem. Categoric au fost... Intervenția în intimitatea omului este total interzis. Nu, hai să fim... Categoric. Îl urmăresc când iese din casă și dacă aruncă gunoiul, îl sancționez. Dacă înjură pe bunicul, îl sancționez. Dacă trece pe roșu, îl sancționez. Dar când a intrat în casa lui, nu stau să văd dacă folosește fârculiță și linguriță. Nu vorbesc despre asta cu intrat pe în pe timpul comuniștilor despre... așa se întâmpla. Cât aur ai, ce faci, unde te duci... Bine, aia a fost ceva cumplit. Păi, eu nu ar trebui nici să... aur, nici bani, nici n-am trecut prin situații de astea, am trecut prin altele mai dificile. Dar sigur că era un abuz și sigur că și atunci, acum în sfârșit, sunt fel de fel de situații. Dar acum nici nu trebuie să te mai urmărească. Trebuie doar noi să urmărim paginile media și aflăm... Și lucruri care nu s-au întâmplat. Deci, dacă și vrei să te informi... Da, și lucruri tot. Urmărim și cam asta. Păi treci. N-ați spus nimic despre Vizantea, ce se aude cu... Stațiunea. Dacă am stat stațiunea. O săptămână am stat de vorbă. Da. Stațiunea de la Vizantea, da, este într-un ritm corect. Da. Graficul de lucrări este în termen. Execuția este undeva la 60%, este o construcție extrem de importantă și foarte bine gândită, un proiect amplu, care va permite dezvoltarea acestuia pe anumite componente și chiar vreau să insist pe acest lucru, că acest obiectiv, stațiunea de la Vizantea, reprezintă, cum să vă spun, nu este succesul unui singur om sau a unei singure localități, va fi... un punct de atracție și un punct care ne va aduce bani pentru bugetul consolidat categoric, al județului. Categoric, dacă se face ce trebuie acolo. Ține doar de un management eficient, de oameni competenți și slavă Domnului că sunt, în așa fel încât această stațiune să trateze oameni, să distreze oameni și să-i facă să plătească, distreze. Să-i și distreze, pentru că n-ai cum să-i ții pe oameni doar cu... Păi dacă vin la tratament, să răzi, doamnă, vin la tratament, dar oamenii pot veni cu familia, da? Bun. Sunt tratamente, nu numai când mori, înainte de a muri, te duci acolo, nu. Sunt tratamente care sunt normale și firești la un popor care să fie educat și pe aceste practici preventive. Dacă ați observa, la noi se întâmplă tragedia și îți dai seama că ăla a avut nu știu ce minuni. Și aici iar vedeți că trebuie să ne gândim la prevenție, să facem și să gândim sistemul acesta de sănătate cu măsuri, în așa fel încât la 6 luni, la 1 an, să fie analize, să fie anumite lucruri. Toate lucrurile astea contează. Îți creează un istoric sanitar pe care poporul ăsta nu l-are. Noi vorbim doar de statistici, să știți. Uite, vă dau exemplu și ajungem la Spitalul Județean. Suntem în curs să depunem pentru noul spital județean. Și vă spun sincer că din documentația pentru evoluția asta medicală a zonei, se spune în felul următor, sau suntem în situația în care știm că peste 10 ani, spre exemplu,
Numărul populației din Vrancea va scădea undeva cu 6%. Tot așa este, așa este preconizat la factorii de acum. Dacă vom insista pe parcul industrial, sunt mai multe localități, cu parcul industrial, cu toate aceste investiții, cu drumul, cu autostrada A7, cu toate, Focșani-Brăila va urma să scoate la licitație documentația, toate aceste lucruri, să știți, vor da peste cap în sens bun statistica la momentul ăsta. Dar pe partea sanitară, e bine să știți că problemele care vor fi medicale foarte curente, știți care vor fi? Vor fi la femei în special, pe partea de oase. Adică, dar de unde știți dumneavoastră? Păi, toate nu le-am făcut eu. Nu le-am făcut eu. Da. Am apelat la oameni chiar specialiști care se ocupă de spitale, numai de al nostru sau de spitale la nivel internațional. Bizanța e foarte binevenită. Exact. Dar ce vreau să vă spun? Se știe la momentul acesta, dacă suntem foarte atenți, de aceste lucruri. Noi avem o zonă predispusă cardiovascularității și în același timp faptul că avem aceste drumuri, căi 85, foarte multe probleme cu corpul, adică ortopedii. Ce aveți de gând cu Soveja? La Soveja încă suntem în tot status și toată birocrația asta cu cei care administrează la momentul acesta acel complex de la Zboina, da? Pe care clădirile... Da. Din păcate, dumnealor nu au mai venit sau măcar nu ne-au mai propus absolut nimic, s-a lăsat așa o stare. Asta este, din păcate, avem și situația asta. Sperăm la gânduri mai bune să încerce să investească. Noi vrem să, și avem deja, va urma un proiect pe modernizare infrastructură, toată stațiunea, adică tot ce înseamnă asfalt și așa mai departe. Primarul de la Soveja, Ionuț Filimon, chiar un băiat destoinic și tânăr și ambițios, are colaborare și semnat cu Universitatea Galați pentru un campus, ceea ce va fi foarte, o bază, efectiv o bază se va face acolo, undeva la 10 milioane de euro și îl felicit. Bineînțeles, drumurile care urmează acum și iată avem un DN2L care va fi terminat cât mai repede, suntem la, din ce știu, este la peste 80% realizat. Toate aceste lucruri, să știți că vor face, în primul rând, vor deschide zona. Drumul în sine nu ți aduce bani imediat. Drumul în sine înseamnă mentenanță, înseamnă întreținere, toate aceste lucruri. Dar, cu cât se creează tranzitul mult mai ușor, cu atât ai participanți. Participanți care? Se opresc la un măr, se opresc la o stațiune, se opresc la Vizantea, spre exemplu, sau, eu știu, la câmpuri, la casa lui Moșion Roată, toate acestea, la hrubele de la Panciu, care au fost pierdute de statul român, și acum vorbeam acolo, și cu doamna deputat Lili Stoica, dumneavoastră, chiar, pentru că e de acolo și insistă foarte mult, să știți că trebuie un demers pe care trebuie să-l susținem, să readucem aceste hrube în patrimoniul județului. Am fost la Beciu Domnesc, am fost pe mai multe, dar acolo recunosc, n-am ajuns. Excepțional, nu-ți vine să crezi, e un muzeu și păcat să se piardă așa ceva. A fost muzeu, acum e... Ei, am spus că e ca un muzeu. Nu că e sarcina noastră să-l refacem. Îi refaceți-l. Refaceți-l. Nu știu unde s-a pierdut. Refaceți-l prin costuri care cu siguranță vor crea presiune pe bugetul Consiliului Județean. Și ce dacă? Dar, Da, doamnă, da, și ce dacă, într-adevăr. Dar cu toate acestea e clar că trebuie să investim până la urmă, că e o investiție. Chiar dacă pare la început că dăm bani, da, dăm bani, dar pe de altă parte ele atrag și intrând în acest circuit al județului Vrancea, am început noi emisiunea în care spuneați că sunt locuri frumoase, că turiștii, să știți că avem și puțină evaziune. Pentru că dacă ne uităm pe date, ce să vezi, n-ar încăpea turiștii, e ca la măsurat pământul. Dacă stai să vezi cât are județul număr de hectare și câte apar ele real, e o mare diferență. Sau a fost, că acum s-au făcut OCPI-uri și toate. Explicați-ne. Da, sunt case care sunt folosite în regim hotelier sau turistic. Așa. Și ele nu apar înregistrate. Pe de altă parte, vrem condiții. Vrem canalizarea apă. Nu-i, domnule, ca la oraș sau ca stațiune. Dar tu nu plătești nimic. Tu doar sună vecinul sau prietenul sau, eu știu, cunoștința sau îți face anunț pe toate media că ai casă de vânzare de închiriat, casa o închiriezi ei banii, dar la stat... Și fără să plătești impozit. Și după aceea ai pretenții de la primar să spună bec, să spună... Oțeală. Da? Mai mult decât atât. Avem o problemă cu gunoiul.
Pentru că una este, gândiți-vă, să fie 30 de case cu 30 de proprietari ori 2, că sunt două persoane 60, și alta este să ai o micitate de 30 de persoane pe weekend. Cât gunoi fac acele persoane? Cât apă consumă? Cât curent? Toate lucrurile astea, dacă ar fi gestionate corespunzător, ar avea și posibilitatea să ceri și să lucrezi. Nu mai spun de construcțiile cum s-au făcut. Să mă ierte Dumnezeu, multe fără autorizații s-au transformat din aripi, s-au transformat în vile. Bun, și așa mai departe. Bun, și a luat cineva la întrebări pe oamenii care au făcut așa. Acum ceva? Știți cum este, că orice lege are și o perioadă a ei de intrare în legalitate, da? De intrare în funcțiune. Nu poți să dai ca la codul fiscal. Cu 5 ani în urmă, doamne, atât. Domnul președinte, oare că s-a făcut cu acordul cuiva, că cu nu acord. Cred că era unul de nebun să apuce să-și construiască, da, fără doamne. Să aibă nicio... Ba da, ba da. Au fost care au construit și au fost și situații în care sunt situații în care au avut nevoie la bancă, spre exemplu, că au avut nevoie de credit sau ceva. Păi am casa e mare, nu știu ce, dar casa era de fapt o colibă de la bunica lui. El n-a mai făcut nicio... Cunoașteți, da, doamne, sunt situații. Uite, mergem și... Hai să mergem. Și ne uităm. Hai să mergem, da. Păi și vreau. O să avem o mare surpriză. Pe aici, prin zonă, pe lângă noi, m-a făcut curioasă. Pe aici ia să vă ia așa, din aproape, în aproape. E aproape de Focșani. Doamne, pun pariu și aici nu vă dați seama că așa. Lucrez în administrația asta de ceva timp. Acum, în ultimii ani, cel puțin de când cu digitalizarea, cu GPS-urile și monitorizarea, s-a făcut foarte multă lumină. Dar nu total. Mai avem câteva minute, să știți. Gata. Și noi mai avem câteva autorizații de verificat, nu? Deci trebuie să fim foarte atenți la chestiile astea, pentru că așa a fost practica. Așa trebuie să recunoaștem. Fie, din păcate. Noi ne mulțumim că așa trebuia să fie. Da. Dar am văzut că doamnă, s-a făcut... încă ceva. Și aici e bine să știe și telespectatorii. Știți, de regulă mie nu place să intru, dar acum m-ați provocat. Și e bine să se știe chestia asta. Înțelegeți că în România, până în 2007, tot ce s-a achiziționat s-a făcut cu 3 oferte? Cum adică? Așa a fost. Acest sistem electronic centralizat de achiziții publice, SICAP-ul, a intrat în vigoare în 2007, doamne. Până în 2007, toate aceste OAT-uri, că mulți nici nu știau că există OAT, ci Consiliul Local, înțelegeți că prin 2007 se folosea ștampila de Consiliul Local, când Consiliul Local nu are patrimoniu, vă dați seama? Dar trecem peste, dar e bine să știi chestia asta. Sigur că da, sigur. Se făcea pe 3 oferte. Adică veneau chipurile, veneau sau nu veneau, sau erau adunate ofertele și spunea care e oferta cea mai mică? Asta. Era pe totul pe factorul uman. Decidea cine era la momentul ăla în funcție. Așa că să nu ne mirăm că vedem nu știu câte case și nu știu câte minuni. Ca să fim sinceri. Că văd pe unii care au condus și județul și au condus multe lucruri și acum au așa un talent că România. Păi România asta te-a făcut om, mă. Și ar trebui să fim mult mai atenți la ce înseamnă instituțiile statului și felul lor de a decurge. E o altă căciură, da. De discutat. Multe este, poate este, discuta este. Pe tema. Ce să fac dacă am și eu 3 ani de președinte CJ măcar, nu? 4 ani aproape de senator și încă 9 ani de primar. Cred că îmi dau seama totuși cum merg lucrurile așa. Am văzut că s-a asfaltat la Scânteia, la DG205N, da. DG205E, DG204G, DG204D, 204G urmează. Avem 4 proiecte pe PNI, DG205H, Haret, partea aceea la Pufești, cel mai lung drum acolo. Avem Mărășești, Pădureni, toată zona aceea, care va fi asfaltat prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Vreau să vă spun că pe lângă cele 15 OAT-uri, sunt 8 ADI-uri care au prins deja pe gaze, mai avem acum o sumă alocată pe județ de 193 de milioane, unde vor fi câteva localități aici, menționez Focșani, extindere, Adjude, extindere, avem partea Țifești, Garoafa, unde facem parcul industrial, care Tătăranu, Odobeștiu, care urmează să aibă extinderi cu Câmpineanca, spre exemplu. Sunt proiecte care au fost aprobate și care urmează de asemenea să intre în vigoare. Dar, vă rog. Campusul universitar. Campusul universitar este aprobat. Urmează acum, din ce înțeleg, de la București se face această asigurarea de fonduri, în așa fel, având în vedere cu rectificarea, cu situația în care este România, pentru a nu pune în pericol, știți că noi intrăm într-un ritm, într-un grafic de a face aceste lucrări, dar trebuie să vină și banii. La momentul acesta, deci ce știu pe PNI, spre exemplu, 23 august, ultima factură care a fost pe 23 august, va avea rambursare, 2023. E o zi importantă. Sigur că da. Pentru unii
Da, de mândrie pentru alții de supărare și tristețe, da. Da. Deci urmează să se asigure, pentru că clar avem nevoie de această rectificare, fie pentru bugetele UAT-urilor, fie pentru asigurarea plăților restante. Sunt obiective foarte multe, foarte multe șantiere care sunt deschise și care trebuie continuate, finalizate, în așa fel încât să avem creștere economică. Și o să se finalizeze, dar vor fi, vor fi, vor fi, cu siguranță, da. Domnule președinte, timpul trece repede, asta e viața, aș mai exista de vorbă și dumneavoastră, eu vă mulțumesc mult. Abia schimb de vorbă, puteam multe să vorbim, dar mai veniți, nu? Sau mai vin eu, da, bani, da. Sau, mulțumim nu? Foarte mult, ne mai întâlnim și la evenimente. Acum vreau să vă anunț că pe 1 octombrie, respectiv duminică, avem deschiderea, atât de mult îmi place să aud că avem la Vrancea deschiderea anului universitar. Eu de la domnul Tudorel Toadă, da, pe ea, și eu, marți, da? La ora 12, va fi Universitatea din București cu deschiderea. Deci fiecare în dreptul ei. Da, normal, da, sunt două, da, universități cu două rectorate, nu? Independență, democrație. Da, da. Și chiar sunt bucuros să văd că ușor, ușor ajungem la prima generație de studenți la Focșani. La Focșani. Doamne ajută, succes le urăm și lor. La revedere, domnule președinte. La revedere, stimați. Seară frumos.